you say, wanna break free of these chains that just bring you down. You fade to the same day-to-day silence from the sound. You got your whole life ahead. No, you feel your hope is dead. No, it's seeming like the end, but it's a new start. Neața! Deci, în videoul anterior am spus că videoul viitor, care este de fapt ăsta, pentru voi băieții care faceți gaming de pe laptopuri și vă este cam greu sau vreți să vă luați un laptop, dar este foarte scump pentru că unul cu placă video bună costă foarte mult, este o variantă mai simplă. Băieții de la banggood.com mi-au trimis o chestie din asta. Asta se numește un docking station, adică, na, asta este un mini docking station. Sunt convins că mulți dintre voi știu despre ce este vorba. Este de la Razer, este de la Republic of Gamers. Chestii mai, na, să zic, mai profi, dar sunt foarte scumpe, frate. Adică chestia asta micuță care face minuni, pentru cei care sunt interesați, o să o găsiți la Banggood pe website. Prețul este undeva la 40 de euro. Băieții mi-au trimis una să fac un review, să fac un test, să vedem cum este. Și uite așa, vedeți și voi o chestie bună care... Eu zic că este ok, hai să vedem. Practic eu am aici un GTX 760. Se montează foarte simplu, se bagă în docking station aici, așa. În partea de jos de aici vine un HDMI care vine conectat la laptop, în locul plăcii de Wi-Fi, care este un PCI Express 8X. O să avem nevoie, bineînțeles, de un laptop, un monitor și o sursă de curent. Pentru că, na, evident avem nevoie de curent pentru placa video și curent pentru mini docking station-ul ăsta. Hai să-l montăm să vedem ce și cum, că sunt foarte curios și eu să văd ce poate și ce știe. Fiind PCI Express 8X, vreau să văd dacă este ok. Hai să vedem. Am aici un laptop de la Lenovo, am aici o sursă de la Enermax Air Pro 80 Plus de 500W, care este mai mult decât de ajuns, și avem aici niște cabluri plus docking station. Deci după cum am spus, scoatem placa de Wi-Fi și băgăm în locul ei cablul care îl primim în cutiuța de la mini docking station când îl cumpărăm. Bun, ăsta vine în locul, punem șurubul înapoi, uite, vezi că el este și găurit și făcut perfect ca să se potrivească în slotul ăsta. Bun, deci cam atât. Momentan eu nu o să-i fac nimic altceva, pentru că practic ar trebui să tai capacul aici ca să intre frumos cablul sub, dar eu îl fac doar pentru test, așa că nu o să tai nimic, o să-l las doar așa pentru test. Am montat monitorul, am montat ăsta. Acum avem nevoie de un cablu HDMI. Hai să vedem dacă își merită banii. Deci prima dată băgăm HDMI-ul din laptop în el. După care avem nevoie de curent și bineînțeles că ăsta mie nu mi se potrivește, așa că trebuie să-i rup piciorușul ăsta ca să-mi intre aici. Așa. Ăsta vine băgat aici. Așa. Avem nevoie de ăsta de 12V care vine băgat aici. Așa, nu știu dacă avem curent sau nu. Încă nu i-am dat drumul, dar îi dăm drumul. Bă! Încă nu s-a prins niciun bec, nimic. Băgăm placa video în adaptor. Și acum asta este o placă video care are nevoie de mai mult curent. Așa că trebuie să-i mai dăm noi ceva extra. Deci, setup-ul am făcut. Sursa are curent. Hai să-l pornim. Că merge! Bun, acum momentul adevărului, frate. Pe care l-aștept de când mi-a venit ideea să fac videoul ăsta. Bă, să știi că merge foarte bine, frate, nici nu mă așteptam, ia uite, grafică ok, avem un obiectiv acolo, hai să mergem.
funcționează. Nu vine să cred că merge așa bine, fratele meu, adică m-am jucat vreo jumătate de oră, cred că mai mult de jumătate de oră, nu mi-a ieșit din joc, nu mi-a dat nicio eroare, n-am văzut să meargă greu și ținând cont că laptopul ăsta nu e extrem de bun, de-aia am și instalat Far Cry 3, zic că hai că dau un test cu ăsta. Singurul dezavantaj este că e extern și că într-un mod îți dă disable la Wi-Fi, dar bagi un cablu în laptop și ai net fără nicio problemă și merge mai bine prin cablu decât prin Wi-Fi. Este totul în regulă pe partea tehnică, dar nu-mi place hashtag aesthetics. Arată că am urât toate așa împrăștiate pe masă, dar o să-i fac o cutie, o să-i fac un case, așa să zic. Și probabil o să fac un video și pe treaba aia, să vedem cum o să iasă, dacă o să-mi placă cum o să iasă, o să-l postez, dacă nu, nu. Oricum, în caz că sunteți interesați și vreți să-l cumpărați, eu am pus linkul în descrierea clipului, vă costă undeva la 40 de euro, este o chestie foarte utilă, dacă ai o placă video externă sau vrei să-ți cumperi o placă video externă, poți să o legi la laptop, având în vedere faptul că laptopul trebuie să fie un pic, na, cât de cât performanța, aibă un procesor destul de bun, nicel, să zic, ca să, na, ca să te poți juca jocuri cât de cât, că degeaba ai placă video bună și procesor prost, că nu o să-ți meargă. Adică o să-ți meargă, dar o să-ți meargă rău. Acum mă duc la somn, că s-a obosit, mâine la lucru și așa mai departe. Vă salut, vă mulțumesc că v-ați uitat la video, sper că v-a ajutat cu ceva, dacă v-a ajutat, dați un subscribe acolo, un share, un like și așa mai departe, ce mai știți voi să mai dați pe acolo. Un like la pagina de Facebook, bineînțeles, ca să, na, fiți la curent cu ce mai postez și chestii de genul ăsta. Și ne vedem în următorul, mă duc să dorm că nu mai pot, frate, ne vedem în următorul video, pa, pa!